Neața, Loredana sunt eu și te invit să ne luăm împreună pastila de bună dimineața. N-am putut să-i spun nu. E o experiență pe care probabil fiecare dintre noi a trăit-o cel puțin o dată în viață. Adevărul e că de multe ori spunem da, atunci când de fapt și de drept vrem să spunem nu. Și facem asta de frică să nu pierdem ceva. Simpatia oamenilor, aprecierea prietenilor, un salariu, o relație și multe altele. De partea cealaltă însă, când îți asumi mai mult decât poți duce, te alegi inevitabil cu un program supraîncărcat și cu multe frustrări. Totuși, ce te poate salva din încurcătura asta, cel puțin în anumite momente, e felul în care alegi să exprimi un nu. Așa că astăzi, la îndemnul Ioanei, îți împărtășesc câteva idei despre cum să spui nu, astfel încât să te simți confortabil și fără să-ți sară chiar toată lumea în cap. Hei, vrem și noi să ne luăm pastila de bună dimineața! Da, am întârziat un pic, dar acum suntem numai ochi și urechi. Ta-dam! 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 Gata, acum să ascultăm! Mi s-a întâmplat de mai multe ori să spun da, fără să mă gândesc la consecințe. Când cineva mă ruga ceva, răspundeam aproape instant, înainte să mă gândesc la cum o să fac, dacă am timp, resurse și așa mai departe. Așa m-am trezit de mai multe ori în situații neplăcute. Dar, pentru că orice învățare și un dezvăț, am început să cer timp de gândire. În felul ăsta am vreme să analizez la rece situația, să găsesc soluții, să fac o listă cu argumentele pro și contra și în cele din urmă să vin cu un răspuns. Dacă stăm să ne gândim, când cineva vine la noi cu o dorință, de cele mai multe ori, indirect ne transmite că ne apreciază pentru ceva anume, că are încredere în noi. Așa că, înainte de orice, bucură-te atunci când oamenii vin către tine și mulțumește-le sincer că s-au gândit la tine. Spre exemplu, dacă e nevoie să refuzi o invitație, poți formula așa: îți mulțumesc foarte mult că te-ai gândit la mine, dar din păcate nu pot să ajung. Dacă simți că e cazul, poți să adaugi și un motiv pentru care spui nu. Spre exemplu, mi-am făcut deja alt program, dar nu își era motive la infinit și nu exagera cu scuzele. Când vorbești mult, riști să arăți nesiguranță și puțină credibilitate. E mai ușor să spui nu atunci când știi care sunt prioritățile. De multe ori acceptăm lucruri pe care nu ni le dorim neapărat pentru că nu știm clar încotro vrem să mergem. Bine, acum nu spun să refuzi tot ce ți iese în cale, nu, dar e sănătos ca răspunsurile pe care le oferi celorlalți să fie în armonie cu scopul tău. Altfel spus, e foarte frumos și plăcut să faci lucruri și pentru ceilalți, e chiar un pilon al fericirii, dar ai grijă ca în toată povestea asta să găsești ceva bun și pentru tine. Când vrei să spui nu, dar te confrunți cu un puternic sentiment de vinovăție, amintește-ți că nu refuzi o persoană, ci o cerință de-a ei. Deci când cineva te invită la o petrecere și tu nu poți să ajungi, nu înseamnă că respingi persoana, ci că pur și simplu refuzi o invitație. Și mai clar, să ne imaginăm că Andreea și Ionuț sunt prieteni foarte buni. Andreea trece prin momente dificile, iar lui Ionuț e din ce în ce mai dificil să o refuze. E teamă să nu rănească. E, în contextul ăsta, să ne imaginăm un prim scenariu în care Ionuț pur și simplu nu știe cum să-i spună nu. Andreea îl sună pe Ionuț. Bună, vreau să ne vedem în seara asta, comandăm ceva de mâncare și mai stăm la povești. Știi, am determinat un proiect până mâine. Te rog, nu o să stăm mult. Chiar am mult de lucru, iar eu îmi doresc să ne vedem și nu accept un refuz. Comand mâncarea și într-o oră te aștept la mine. Bine, mă pregătesc și vin. Să vedem însă și un al doilea scenariu în care Ionuț schimbă puțin abordarea și pare să aibă ceva mai mult succes. Bună, vreau să ne vedem în seara asta, comandăm ceva de mâncare și mai stăm la povești. Bună, Andreea, și mie mi-ar plăcea foarte mult să ne vedem, dar din păcate am determinat un proiect important și nu pot să vin. Te rog, nu o să stăm mult. Te cred că nu o să stăm mult, dar acum e important să lucrez în continuare la proiect. Chiar îmi doresc mult să ne vedem și să stăm de vorbă. Te înțeleg, și eu îmi doresc să petrecem timp împreună, dar în seara asta deja sunt obosit și mai am de lucru la proiectul despre care ți-am povestit. Mâine dimineață trebuie să fie gata. Deci nu am cum să te conving. În seara asta nu. Ei, după asta Ionuț poate să meargă chiar mai departe și să-i propună Andreei să se vadă într-o altă seară. În felul ăsta îi arată că îi pasă de relația lor. De altfel, după cum am și văzut, Ionuț a fost în primul rând mai clar și mai ferm în răspunsuri, lucru care a influențat și atitudinea Andreei. Pe de altă parte, a ținut să spună că și pentru el e important să se întâlnească, iar asta a ajutat-o pe Andreea să nu se simtă respinsă. Acolo unde există bunăvoință, toate se pot realiza, mi-a spus o doamnă. Și replica ei mi se pare potrivită și pentru tema noastră. Când cineva îți cere ajutorul și nu poți să-l ajuți, nu te opri la un nu, ci caută să-i dai o idee despre cum ar putea să-și rezolve problema sau recomandă-i pe altcineva sau fă-i o propunere de colaborare astfel încât să fiți câștig-câștig. Răspunsuri sunt, doar să te relaxezi ca să le și vezi.
Mai ales pe termen lung, e important să nu lași loc de interpretări care pot genera frustrări, neînțelegeri și așa mai departe. Contează mult să rostești un răspuns hotărât pe care să-l crezi și tu, nu doar să te aștepți ca celălalt să-l creadă. Astea sunt ponturile pe care am vrut să ți le împărtășesc. Oricum, ideea e să găsești modul tău de a spune nu și să-l exersezi până când te simți din ce în ce mai confortabil cu asta. Ioana, îți mulțumesc pentru provocare, m-am simțit foarte bine să caut răspunsuri și sper că ideile de azi te-au inspirat. Îți mulțumesc că ai fost cu mine și acum mi-ar plăcea să aflu de la tine. Când îți este cel mai greu să spui nu și ce anume vei face diferit după pastila de azi. Dacă ți-a plăcut pastila de azi și mai vrei să vezi și alte materiale, te invit să te abonezi la paginile noastre de Facebook și YouTube. Și dacă ți-a plăcut și mai mult, dă un share și invită-ți prietenii să se alăture discuției noastre. Loredana sunt eu și până când revin cu o nouă pastilă de bună dimineața, ține minte că tu îți faci dimineața mai frumoasă.